Servus, bă, ce mai faceți? Nu ne-am mai văzut de mult. În sfârșit mi-am revenit și eu complet cu chestia asta, cu răceala a trecut, mă rog, parțial, mai foarte puțin, dar rest a trecut. Și tot ziceam eu de câteva săptămâni încoace că, bă, postez zilnic, că fac sketch-uri, că o să fac videoclipuri, că am idei. Faza e că nici n-am postat și nici nu mai am idei, deci e super. Bă, cum vedeți, am și eu calitate în sfârșit, după videoclipul ăla, filmat cu telefonul ăsta, cu râșnița asta. Toate creditele sunt acordate profului meu de mate, pe care îl iubesc și respect din toată inima. E un om genial și mi-a dat GoPro-ul lui ca să pot să filmez și eu până îmi iau ceva acumulator, ceva încărcător, că nu știu ce are camera asta. Iar acum filmez cu un GoPro Hero 4 Silver, care filmează 4K. Dar eu nu o să filmez 4K pentru că apare nu recunoaște formatul pe PC, ești nebun la cap. Pentru prima oară când am pomenit să am și eu însă și să pot filmez 4K și să nu recunoască PC-ul. Mă rog, programul care editez asta e nașpa. Deci da, proful meu de mate a fost ca un moș Crăciun pentru mine. Mă rog, nu ca un moș Crăciun, a fost ca un chelbos Crăciun, mă rog. Nu, vă salut, domn profesor. Bun, și ce mă gândeam eu, că tot n-am nicio idee. Bă, știți, mă, mesajele alea de iubire profundă de Crăciun, cu Moș Crăciun și Moș Nicolae și Revelion, în care zice că fie ca anul 2017 să fie plin de iubire și nu știu cum. Ei bine, nu pot să cred că am găsit un site care se ocupă cu mesaje de astea și am zis, bă, hai să iau și eu câteva așa să le analizăm puțin. Mă rog, mai pe scurt să ne batem joc de ele, că sunt mesaje de alea de iubire profundă pe care eu le urez din toată inima. Bun, o să las site-ul în descriere, în ca sper să-mi amintesc de fapt, să las site-ul în descriere dacă vrea cineva. Bă, au oamenii ăștia tot felul de categorii. Mesaje 8 martie, mesaje de Paște 2016, mesaje pentru prieteni, declarații de dragoste, mesaje de dor. Mai sunt încă vreo 40 de categorii aici, o să las. Să începem. Moș Crăciun mi-a promis că îmi va aduce anul acesta ceva frumos și nostim dacă voi fi cu minte. Așa că eu m-am trezit cu tine. Crăciun fericit, iubitul meu. S-a mort, mă. Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? Ai, Doamne, nu știu cum să reacționez la chestiile astea. Bine, frate, vreau ca Moș Crăciun să-mi te pună sub braț și tu să stai acolo toată legată așa într-un cadou, pentru că eu te iubesc, fă, te iubesc, fă. Înțelegi, fă, eu te iubesc, fă. Ce face iubirea profundă din oameni, fraților? Mamă, bine. Să ningă cu dragoste, să ningă cu fericire, să ningă cu iubire și pace, să ningă tot anul cu armonie, să vă umple sufletul de dragoste și bucurie. Să ningă cu pastile de greață când vine să vomit. Soarea simbolizează albul păcii. Deci nu pot... Bă, nu știu dacă o fi neapărat vina mea, o fi așa, bă, de eu nu pot ori mesajele astea să, băi, să ningă cu iubire, să plouă cu drag. Băi, deci, băi, frate, băi. Băi, deci nu înțeleg. Băi, explică-mi și mie de ce ai fi așa de... Mesajele astea mi se par așa ipocrite, frate, să... Dar vii, fă, te iubesc și pun, nu-i mai zice, bă, că din soarea exprimă metafora vorbind în... Aoleo, Doamne. Miros de brad, parfum de flori, bat în ferestre urători. Bată ferestre urători. Clipesc pe cer mii de culori, fiți fericiți de sărbători, acum și în anii următori. În loc să miroasă a brad, poate să miroasă a tine, pentru că tu puți. În loc să te speli, tu puți, frate. Puți pentru că transpiri în timp ce îi scrii mesajul ăsta de te iubesc. În loc să miroasă a parfum de flori, poate să miroasă a deodorant, pentru că știi de ce? Pentru că puți. Puturosul, măi. Și în loc de urători care bat la ferestre, de fapt bat țigan la ușă cu dom-dom să înălțăm. Ce-o zic eu sigur. Puturosul, măi. Magia Sfântului Crăciun să te cuprinde și să te poarte pe aripile sale până ai să atingi cu degetele bolta cerească și ai să culegi un strop de binecuvântare pentru a aduce înapoi în casa și în inima ta. Crăciun fericit. Deci să moră parcă aș fi parte din armată și m-aș duce la al treilea război mondial. Așa au fost ăsta, frate. Săracul să dracu de Crăciun și se uită la singura casă și tu îi zici să atingă bolta cerească și îngerii să-l poarte și să-l ducă la Sfântul Petru să joace un meci de fotbal. No. Prejeală totală, să moare dacă nu prejeală. Magia fulgilor și bucuria colindătorilor. Adevăr, mă bucur că vine câte un pui să mă colinde să-mi ia bani, nu? Dau pe afară de fericire, bă. Spiritul de sărbătoare ce plutește în aer. Înlănțuindu-se într-o horă de steluțe ce se desprinde pe cer și cu prunci raiului ce vestesc un singur lucru. A venit Crăciunul. Bă, poate să spuneți-mi cineva ce-au băgat ăștia, că vreau și eu să mă râd. Ce dracu într-o horă de steluțe, dar să iau alea de mână și baci un leandră așa, ești prost, mă? Mă-ntute, mă, dracu, n-am pomenit așa ceva în viața mea, Doamne. Moș Crăciun bate la ușă, scoate mâna din mănușă și va da palma cu darurile cerului lângă braț și lângă foc să vă umple de noroc. Crăciun fericit. În primul rând nu e Moș Crăciun, sigur e Johnny Sins. În al doilea rând eu am un apartament de 43 de metri pătrați. Dacă deschid mai tare aragazul, mi-a foc casa. Unde dracu
să mai fac și un foc. Și lângă brad. E nici nu-mi încape bradul în casă. Ce dracu. Pe la ferestre cad steluțe, iar pe foc nu sărmăluțe. Bradul e împodobit, moșul e din nou grăbit. Peste tot e bucurie și Crăciunul iarăși vine. Sărbători fericite. Deci ăsta pot zic că a fost preferatul meu cu ține sarmale. Bă, poți să mă înjuri, să mă faci cum vrei. Să te iei de fața mea, să te iei de orice. Bă, dacă îmi dai sarmale la sfârșit, bă, suntem cei mai buni prieteni, frate. Deci poți să te dușmănezi din toată inima. Dacă tu îmi dai sarmale, bă, devenim cei mai buni prieteni. Bă, ți-o garantez, frate, mă jur. Deci mesajul ăsta e top, e cel mai bun mesaj de până acum. Bine că am terminat cu astea, nu știu cum te-am citit, dar nu mai vreau să mai citesc porcările astea în viața. Țineți minte de la mine. Hai la o sărmăluță de Crăciun. Decât să-i zici că îi aștepți cuvinte și îi împodobești focul cu mănușa lui Moș Crăciun. Nu, frate, că-i băiat, că-i fată, că-i Justin Bieber, o să-ți cadă, frate, în brațe, frate. Deci o să fie a ta sau a tău sau... Deci să-i dai tu mesajul nea și să-i spui hai la o sărmăluță și să-mi spui tu mie că te refuz. Băi, n-ai să vezi, mă, așa ceva. Deci eu îți garantez, mă, că nu o să vezi așa ceva. Hashtag hai la o sărmăluță. Cam atât cu acest episod, eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să-i dați un like, un share, o treabă, să facem 20.000 de abonați până de Crăciun. Și eu sunt un leneș și postez foarte greu. Am să încerc să mă țin de treabă. În următorul episod o să avem parte de Ramon. O să încerc să mai fac sketch-uri și cu el, că mă rupe, mă enervează. Îmi zice, bă, hai mă să facem un sketch. Am zis, bine, mai așteaptă. Mi-a zis, bă, nu mai aștept. Când o să prind un pic de timp liber, poate mai fac și eu niște sketch-uri. Ne revedem cât mai des, sper, cu următoarele episoade. Pa, bă! Aproape întotdeauna instructiv, destructiv. Un fel de Cronos anacronic cu ideea de timp pe ceea ce simt. Fură cât vezi cu ochii, apoi îngrașă-te și râzi de toți proșii precum popii. Toate trec, amigo. Oameni răi ca Vodafone, taxează orice dorință. Îți pinte că simțul și timpul din de să prindă.